puncte și suplimentare cum cum, la diverse, sau 9 puncte? 9 puncte în total, deci al 9-lea fiind susținerea financiară a parohiei ortodoxe din satul Ilieci. Da. Eu chiar am văzut cine era trecut acolo și știu că s-a anunțat cât era trecut. Supunem la vot ordinea de zi? Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin, dăm cuvântul domnului primar. Domnul Patric. Dar nu-i la mine, domnul Patric. Mi-am luat material, nu vi-l dau. Doamna secretar, nu-i la mine material. N-au scris-o ei, domnul. Am anchetat pe toți. Raport de specialitate cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ca anul 2017. Având în vedere prevederile legii numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completările ulterioare, a evoluției privind încasarea impozitelor și a taxelor locale, a sumelor existente în excedentul rezultat din execuția de casă a anilor precedenți, având în vedere adresa numărul 2216 din 29.9.2017 privind primită de la ANAF, prin care se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, suma de 70.000 de lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în trimestrul 3 anul 2017 și suma de 398.000 lei pentru finanțarea salariilor cadrelor didactice din unitățile de învățământ în trimestrul 4 anul 2017. Având în vedere contractul de prestări servicii de proiectare cu privire la elaborarea documentațiilor pentru autorizația construcției a studiilor de fezabilitate, proiect tehnic și altor documentare pentru realizarea terenului de fotbal în intragranul Comunii Hemeiuș este necesar să se suplimenteze bugetul de cheltuieli la partea de dezvoltare cu suma de 36.000 lei, prin diminuarea cu aceeași sumă de la poziția amenajare teren de fotbal din cadrul listei de investiții aprobate. În cadrul acelui capitol de cheltuieli, cultură, majorarea cu 3.500 lei pentru bunuri și servicii, utilități. Având în vedere contractul de colaborare de asistență juridică cu un specialist în derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări stației de tratare apei potabile, solicit suplimentarea bugetului la capitolul servicii publice cu suma de 6.000 lei. Având în vedere estimarea încasărilor din cadrul taxelor speciale de salubritate, solicit majorarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 100 de lei. Propun spre aprobare Consiliului Local modificările bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2017 al Comunii Hemeiuș, conform anexei cu privire la detalierea indicatorilor de venituri și cheltuieli. Despre asta e vorba. Banii pentru finanțarea asistenților personali, vorba de trimestrul 3, iar la profesor, ca să nu rămânem descoperiți pe trimestrul 4, să nu fie bani de salarii și să facem procedurile atunci, ne-am gândit că trebuie să luăm în calcul și chestia asta. Aceeași chestiune a fost și pe 27 iulie, a fost proiect privind de hotărâri de rectificare bugetului. Da, rectificat bugetul. Da, acum mergem la punct, nu? Da. Adică să ne referim la anumite probleme. Anumite probleme. Când la începutul anului, când am aprobat bugetul sindicatorii, au fost capitolii la care n-am avut buget. Acum venim și rectificăm. Luăm dintr-o parte, punem în altă. Dar la profesori, banii sunt alocați de către Ministerul Educației Naționale. Numai că trec prin bugetul local. Atât. Ca de fiecare dată. Ca de fiecare dată. Știți că ați mai... Ați luat salariile?
Septembrie. Am mai fost cazuri sub vremea dumneavoastră când... Am dat chiar din bugetul local. A dat din bugetul local, că cei nu trimit. Sau s-a întâmplat să nu se vină bani. Am făcut o plăsuire până când ne-au completat... Exact. Așa am făcut procedatul noi, că nu se știe. Până la sfârșit, de unde cred că vor fi probleme la... Este vreun acord între minister și primării, dacă nu vin banii dumneavoastră? Nu este niciun acord, domnule. Nu. Aici o face primarul împreună cu consiliul local. Dacă nu vrea primarul, sănătate, ies profesori în stradă și cu așa, și e problema lor. Dar nu prea s-a întâmplat. În general. Din fericire, la Heneiuș există resursa bugetară necesară pentru a aloca de la capitolul ăla la alt capitol din rezerva bugetară a Comunei Heneiuș pentru capitolul învățământ. Nu zic, în general, dacă primăriile au dat bani, nu s-a întâlnit cazul? Dar nici primăria nu-și poate permite să scoată dintr-un capitol și să rămână acolo descoperit. Suma alocată pe teren de fotbal și stații tratate. În ce constă lucrurile la proiect? Păi, în ce constă? La terenul de fotbal am avut bani prevăzuți în buget la începutul anului pentru construcția lui, dacă vă amintiți. Între timp am modificat valoarea și proiectul și acum ne trebuie bani pentru proiectul. Da. Acolo nu e nicio problemă. Acolo, practic, din același capitol se ia... Banul de la investiții îți duce dincolo la proiectare. Dar fără aprobarea dumneavoastră nu se poate face. Da. Este că de mult e plecat cu terenul de fost. Ce să mai? Să ajungă muzeu. Numai să nu ajungă ca muzeu Grigore să văd. Da, dar înțeles. Așa, iar la stația de tratare, mă scuzați, adică, ne-a trebuit să plătim acea consultanță. Am înțeles. Tehnică, e clar. Săptămâna viitoare vom semna contractul cu firma câștigătoare. Ce pot să vă spun? Da, consultanță pe... Pentru implementarea achizițiilor publice cu SEAP. Asta e. E birocrația numai. Nu e birocrație, domnul. Nebunim, de asta nu bate pe loc. Domnul primar, nu vă reproșez nimic. E o chestie pe care eu o constat și o știu din experiența mea, domnule. E nenorocire, domnule. Dacă mergem în ritmul ăsta, nu știu de dracu o să ajungem. Vreau să vă spun un lucru. 3 luni de zile ne-am chinuit cel specialistul care îl avem la achiziții publice. Un om e pregătit pe anumit timp. Da. Are un anumit nivel de cunoștințe. De fiecare dată ne ducea din stații de tratare a apei potabile în stații de tratare a apei uzate. Și iar luam de la început. Și la un moment dat am văzut că nu ne descurcăm. Că mereu vorba de niște termeni tehnici și trebuia specialist. Vreau să vă spun că de un... Când am început? Luna trecută. Avem licitația făcută. Săptămâna viitoare, firma câștigătoare. Apropo de birocrație, o să vă povestească acțiunea o să ajungem. Ați înțeles, da? Bine. Deci supunem la urmă mai punctul 1. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Tancău Iulian, reprezentantul Comunei Heneiuș, județul Bacău, în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Proiect inițiat de domnul primar Sala Constantin. Prin adresa numărul 675 din 21.09.2017, înregistrată la Primăria Comunei Heneiuș cu numărul de 7.424 din 21.09.2017, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIR, a solicitat acordarea mandatului special în cadrul adunării generale a Asociației în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul motivat de prevederile ordonanței de guvern numărul 26/2000 cu privire la Asociație și Fundație Actualizată, prevederea articolul 16, alineatul 3, litera D, aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator la data de la care asociația hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, coroborat cu articolul 21, alineatul 1, din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute de articolul 16, alineatul 3, litera D, nu pot fi votate de reprezentanții asociațiilor în adunarea generală a asociației decât în baza unui mandat special acordat expres în prealabil în
prin hotărârea autorității deliberative a unității administrative teritoriale asociate. Față de cele menționate anterior, propun acordarea mandatului special domnului viceprimar Tancău Iulian, reprezentant al comunei Hemeiuș de Subacău, în cadrul AGA ADIP. În aceste condiții am inițiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog, doamnelor și domnilor, consider să-l aprobați în forma prezentată. Aici comentarii. Să se documenteze cu minuțiozitate, ca să ne reprezinte și să... Să dea votul... Și sigur am succes. Și succes. Da. O să punem la vot, da? Punctul 2. Da. Unanimitate. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiție stație de tratare a apei în satul Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Cătălin din Aveți, cuvântul domnului viceprimar. Subsemnatul Tancău Iulian, în calitate de viceprimar al comunei de Hemeiuș, pe urmarea finalizării proiectării obiectivului de investiții, vă ocup inițierea și aprobarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului tehnic pentru obiectivul stației de tratare a apei în sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș de Bacău. Sistemul de alimentare cu apă existent. Pentru alimentarea cu apă a localității Hemeiuș și Lilieci au fost executate în anul 2008 patru foraje de medie adâncime, de tip foraj perfect, amplasat în isladul comunal al localității Hemeiuș. Sistemul de alimentare cu apă al satului Hemeiuș și Lilieci este compus din următoarele obiecte. Frontul de captare reprezentat de patru foraje de adâncime medie F1, F2, F3, F4, cele patru foraje, adâncime de la frontul de captare la rezervor. Rezervor de înmagazinare cu capacitate de 300 de metri cub dimensionat să asigure rezerva de apă potabilă pentru satele Hemeiuș și Lilieci. Instalație clorinare cu clor gazos, rețea de distribuție în satele Hemeiuș și Lilieci ale comunei Hemeiuș pe străzile principale. Aici este un tabel cu fiecare foraj în parc, cu capacitățile, la fiecare metri cub, asta puteți vedea, este la dispoziție. Da. Rezervorul de înmagazinare este din beton armat, semen îngropat, are capacitate de 300 de metri cub și este echipat cu instalații de dezinfecție cu soluție de hipoclorit de sodiu 10-15%, instalații hidraulice și electrice. Etapa finală de tratare este asigurată de dozarea unei cantități de hipoclorit de sodiu care să asigure o concentrație necesară de clor rezidual liber pe rețeaua de distribuție. Dozarea soluției de hipoclorit de sodiu se face proporțional cu debitul de apă, injecția soluției de hipoclorit de sodiu realizându-se în conducta de transport a apei. Informația despre debitul apei este dată de către un contor cu transmițător de impulsuri, deci componenta instalației este următoarea. Pompă dozatoare de hipoclorit cu membrană și microprocesor complet echipat. Contor cu transmițător de impulsuri DN100 de mm, rezervor de stocare hipoclorit de sodiu volum 60 de litri. Capacitatea de dozare este de până la 21 hipoclorit înălțimii, deci cum era 0,27 ml injecții. Nu mă împingă, nu. Da. Astea sunt date tehnice. Continuăm așa, astea sunt date tehnice și trebuie din caietul de sarcini. Dacă vreți să studiem tot, ăsta l-avem la dispoziție. Dumneavoastră... Pentru cel care va câștiga, va veni cu oferta. Care va veni cu oferta. Eu zic că partea dumneavoastră l-ați mai studiat. Vă rog să o mai studiați în timpul ședinței. Vedeți și prețuri, vedeți și calități, că dacă stăm, trebuie să citim o oră jumătate, două ori, dacă terminăm. Da, o să vă dau numai o expunere. Domnul Vici a făcut introducerea. Da. Subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primar al comunei Hemeiuș, văzând raportul administratorului public al comunei Hemeiuș, înregistrat cu numărul 479 din 21.08.2018, prin care se solicită întocmirea și supunerea aprobării Consiliului Local a proiectului de hotărâri și aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului tehnic pentru obiectul stației de ratare a apei în sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău,
În temeiul legii 273/2006 privind finanțele publice locale, completările și modificările ulterioare, ținând cont de prevederile legii numărul 213/98 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în baza articolului 36, alineatul 2, litera B, alineatul 4, litera D, articolul 45, alineatul 1, articolul 63, alineatul 1, litera C, articolul 126, articolul 115, alineatul 1, litera C din legea 215/2001, modificată și completată. Supun aprobării Consiliului Local a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului tehnic pentru obiectivul stației de tratare al apei în sat Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, județul Bacău. Deci noi am mai aprobat succesiv. Noi am aprobat acum încă o dată caietul cu stații. Așa, indicatorii tehnico-economici. Ai uitat prin ea. Și n-are rost să mai... De asta zic. N-avea rost să dăm citire la toți. Se face când va fi ea. Hai. Să vedem. Nu trebuie să acord. Nu, deci să câștige cineva licitație. O câștigată, domnul. Este câștigată, domnul. E câștigată? Da. Deci săptămâna viitoare vom semna contractul. Am înțeles că termenul e de 3 luni de zile. Pentru perioada de zile. Chestiunea este că... Se montează stația de epurare, dar după ce se montează stația de... Dar nicio tratare. Tratare. Dacă după ce se montează stația... Prețul final la stație. Nu e vorba de... Da, bun. Puneți fiecare întrebare. Domnul Zadar, continuați ideea. Da, era tot altul. În ea oros sau în lei, trecut din dragul două. Să știu, deci, după ce va fi montată această stație, ea o să se dea drumul la apă, cum una? Acest serviciu va fi predat către CRAB. CRAB. Deci toate cererile sunt făcute către CRAB. Dacă nu o să găsim înțelegi și nu o să fie CRAB operator, o să căutăm alt operator. Chestiunea este că tot ce partea reziduală care rezultă din stația de tratare de apei, ea trebuie diversată în canalizarea Comunei Hemeiuș. Dacă canalizarea Comunei Hemeiuș nu este finalizată, da, nu se poate pune în funcție și crabul. Tot crabul și cel care... Tot crabul dă drumul și la canalizare. Tot a crabului. Tot a crabului. Domnul Mar, iar scuze. Da. Am vorbit cu cei de la CRAB la ședința care a fost săptămâna aceasta, referitor la canalizare. Canalizarea, deci ei vor să vină, să facă recepția la sfârșitul lui noiembrie. Deci până la sfârșitul lui noiembrie... Pe consorul finalizat. Deci magistrală. 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 Pe magistrală. Deci magistrala care este la sfârșitul lui noiembrie, ei vor să fie gata și să vină să facă... Doar magistrala este gata. Doar magistrală, da. Nu, după aia se fac raportul. După ce... De acord. Așa e proiectul. Există o stație de repompare montată pe traseul ăsta? Nu există. Da, 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 două. Una pe strada Rozelor, în capul Bucăimului, funcționabilă, și una exact la pod la Cioban. La pod la Cioban. Asta e de ce te o face CRAB-ul, eu am văzut... La pod la Cioban nu... Numai să fie de acord și prin ea... Păi cum să nu fie de acord dacă e investiția lor, domnul? Păi da să fie. Păi dar nu e investiția lor, cum să nu vrea? E adevărat, dar depinde cum să pune problema. Păi nu știu dacă cheltuie banii europeni să stăm cu ei, cheltuie de dragul neamră banii și țeri să nu uităm la ele. Nu știu dacă asta e ideea. Să mi-a dus Dumnezeu, nu să fie așa. Eu cred că merge pe drumul cel bun. Da, da. M-au început să miște lucruri. Chiar am nevoie de apă ca să am sursă sigură. Asta zic. Chiar au început să miște lucruri. Dacă o fi așa cum se aude cu fondurile astea europene, chiar e bine. Doamne ajută. Se pune la vot punctul 3? Da. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Hemeiuș numărul 3 din 30.1.2017 cu referire la aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2017. Proiect inițiat de domnul primar Stavro Constantin. Văzând raportul responsabilului cu achiziții publice 6.503 din 21.8.2017, prin care se solicită modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 30 ianuarie 2017 pentru aprobarea programului anual de achiziții publice,
În conformitate cu prevederea articolului 12, alineatul 2 din hotărârea numărul 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare prevederilor referitoare la atribuțiile contractului de achiziție publică, acordul cadru din legea numărul 98/2016 privind achizițiile publice, după aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligația de a-și actualiza programul anual al achizițiilor publice în funcție de fondurile aprobate. În vederea respectării prevederilor articolul 36, alineatul 2, literele B și D, alineatul 4, litera D, din legea 215, din 23 aprilie 2001, a administrației publice locale, supun spre aprobarea Consiliului Local de Mărâș, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 30 ianuarie 2017 pentru aprobarea programului anual al achizițiilor publice. Pe anul 2017, conform anexei numărul 1, precum și alocarea fondurilor lor necesare achiziționării serviciilor de păstrare și completare la zi a cărților tehnice ale construcțiilor aparținând domeniului public al comunei. Și aici poate ați văzut și tabelul, obiectul contractului, codul care se cere, valoarea estimată în lei și în euro, sursa de finanțare, procedura de atribuire. Astea sunt chestii tehnice care o să fie selectate pe seamă. Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții. Am estimat o valoare de 20.000 de lei, echivalentul a 4.380 de euro, buget local, cumpărare directă, un ordin mai vechi, de fapt o lege mai veche, dar un ordin mai nou, din legea 10. Pe 1995, modificată, pare mi se ultima dată, în 2016. Da. Ne trebuie să avem un contract cu o persoană, un specialist în construcții, arhitect, care să se ocupe de toate clădirile, ce aparțin cu ATU-ul. În afară de planul ăla de evaluare, care îl avem noi, odată la 3 ani, care zice că odată la 3 ani, trebuie să ocupe cineva care să actualizeze și să țină acest serviciu. Chiar suntem în control, avem cineva de la ISC, o fost și luni, trebuie să mai vină și astăzi, veniți chiar să ne luace cu amendă pe tema asta. Dar nu aveam cum să avem acest contract încheiat, întrucât trebuiau făcut pașii ăștia. Văzut și de acum încă mai urmează, să vedem care sunt clădirile noastre, ce implică, ce costuri implică, să vedem evaluările cât ne costă. Nu putem, am aprobat așa o sumă ca să o avem aprobată, să avem un început. Rugămintea dumnealui era cu o amendă de 20.000 de lei și atât am trecut și noi aici pentru contract. Banii ăștia să facem achiziția. Amendă 20.000 pentru? Că nu avem contractul ăsta încheiat. Asta e obligat să plătim? Asta e obligat să plătim contractul ăsta? Da. Amenda se contestă, se merge în instanță, dacă eventual o aplică... Amenda de la stat, e de la stat pentru stat. De la stat la stat. Da. Păi, și... Statul e mai multe feluri. Statul e paralel. Statul e paralel. Supunem la vot punctul 4. Cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind reabilitarea prin îndreptarea și completarea cu balast a unor drumuri sătești și comunale din localitatea Hemeș dintr-un Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da. Acesta este un raport al administratorului public. O să-l citesc eu. Sub seama Bălățeanu Ion, în calitate de administrator al Comunei Hemeș, vă aduc la cunoștință că în urma solicitării locuitorilor din comună, a sesizării telefonice ale altor locuitori din comună referitor la faptul că anumite porțiuni din drumurile sătești și comunale din comună au fost afectate prin colmatare șanțului, eliminarea balastului și a pietrei de partea părăsabilă, prinduse în acest fel gropi de diferite dimensiuni. Colmatarea părții carosabile cu aluviuni de pământ, lucrări la sistemul de canalizare, afectând drumurile pe următoarele lungimi determinate în urma vizitei pe teren a Comisiei Primăriei.
Și aici am un tabel cu fiecare stradă în parte care este afectată. E bine să-i dăm citire. Da? Da, da? Bun. Vă spun cantitatea care este afectată sau cantitatea de balastru. Suprafața, deci suprafața care este afectată și cantitatea de balastru care este necesară pentru... Străzile, da? Următoarele străzi. Alea Teilor. Poate le vizităm și noi de asta. Caieșilor, Izvorului, Privighetorii, Nisipăriei, Grigoreta Băcaru... Nu. Stați așa. Deci care are aici o suprafață lucrată pe ea, o citiți. Care are zero, înseamnă deci că nu necesită. Da? Da. Intervenție. Da. Deci asta așa. Deci... Deci Alea Teilor, da. Deci Caieșilor, da. Izvorul alb, Izvorului, da. Privighetorii, da, deci mi se pare, nu? Grigoreta Băcaru, Izvorul alb, nu, pentru că este bun. Deci Cătine e bună. Deci, da, strada Prisăcii, cu probleme. Mai departe, fundătura Codrului, Codrului, Grădinarilor, Agronomului, Plopilor, Alieci, Păstorilor, Crinului, Hotarului, deci Hotarului sunt două tronsoane de Hotarului. Deci Hotarului, exact cum a fost făcut și în raport, și datorită lucrărilor de canalizare care au fost făcute. Deci ei, după ce au făcut canalizarea, au făcut autul, deci cei de la... Nu s-a dus la starea inițială. Au adus la starea inițială, domnul colonel. Dar, având în vedere fenomenele care au fost ploi, ninsori, când au început ei, e jalnic. Nu mă pic, mă scuzați. Nu e încă o problemă de natură tehnică, domnul colonel. S-au montat acele capace. Vodica. Așa, în momentul când mergi cu lama de la buldozer, n-ai un control, pentru că aia fiind lăsat un pic mai sus, în momentul când venim cu asfaltările să nu creăm acele gropi, atunci nu poți să faci o lucrare de calitate. Au făcut, au mers cu buldozerul, dar nu au putut să rată. Îi se răspundă bună. Da. Mă uit aici, dacă nu se terminează. Da, așa. Deci, la Lilieci, deci am început cu Păstorilor, Crinului și Hotarului. Deci, astea sunt străzile de care ai nevoie ca să intervenim la ei. Cantitatea nu e nevoie, că... Putem? Da. Cantitatea nu. Cantitatea lungimea totală a drumurilor afectate este de 2759 de metri. Deci, refacerea drumurilor se va împrăștia de porțiunile afectate, un strat de balastru între 2 și 4 cm. Pentru unele porțiuni, stratul de balastru va fi mărit la nevoie până la 6 cm. Deci, dacă sunt găuri mari și diferențe... Aveți și un deviz la situații de lucrări cât ajungeți? Este și un deviz? Da, da, da. Spuneți și da. Pentru asigurarea frecvenței de traficul, și-a vedem exact iar avea la sfârșit. Acum vă spun. Deci, este necesar de aproximativ poate fi valoare de 24.000 lei plus TVA. Așa, deci, aproximativ 24 de ore cu autograderul, în valoare de 3.100 de lei. Buldo excavator 40 de ore. Așa. Și cilindru compactor 24 de ore. Deci, 24.000 de lei. Da. Plus TVA. Plus TVA. Da, da. Ăștia de la compania asta, Ierbașul, ei, după ce s-a făcut recepția, primăria nu a avut un reprezentant care să aibă obiecțiuni la modul cum a fost... A fost făcut, domnul... La momentul a fost făcut. Am mai făcut o balastare și în primăvară, după topirea zăpezi, dacă mai Pământul portat, exact. Cel mai bine, unde am mai făcut, am făcut plombări. Și acum o să vedem, că nu-i nevoie. Poate nu o să consumăm chiar tot balastul ăsta, dar o să vedem firma care vine. Eventual să ne aducă balastul cu un pic de nisip, să putem plomba. De asta am cerut și un cilindru compactor, pentru că atunci l-a tasat. Și dacă l-a tasat, nu o să-l mai ia cu roata când a trecut cu viteză, să-l arunci pe marginea șanțului. Da. Să încercăm
în traficul pe drumurile astea balastate se produc niște găuri care se numesc cui de găină. Deci, Și acuțând Cătinii și din coace Hotarul și izvorul Ab la Fântânele, trei străzi care sunt circulate și tot timpul sunt probleme. Astea sunt prinse în programa de asfaltare, domnul? Prinse. Deci, noi dacă reușim să câștigăm și bănuții ăștia de la fir, avem 6 km care vor fi scoși la licitație în viitoare, pe fonduri proprii ale comunii noastre și încă 5 cât de urgent la fonduri europene. Vom avea 11 km de asfaltări. Marea majoritate a drumurilor care s-au încadrat în punctajul care trebuia să-l obținem la fonduri europene vor fi, de fapt, nu știu, dar ați avut de atâtea ori din ședință, cred că știți, trebuie să dacă e nevoie, le mai aduce unitate. Dar aici e vorba de bani din bugetul local. Aici e vorba de bani din bugetul local. Da, pentru prima licitație. Care am avut bani prinși pentru anul ăsta. De fapt, 13 miliarde am prins la începutul anului în buget, să începe lucrările anul ăsta. Dar faptul că ne-am dus atât de mult cu avizele și cu birocrația care e specifică... Astea sunt proiectele inițiale. 2015 care le-am început și după aia am reluat ea de nou cu avizii, unele au expirat, le-am luat la capăt. Vă în primăvară, stau și mă uit aici, pentru că aceeași chestiune și în primăvară au fost spus. După aia am mai avut la punctul 4 de 30 august tot proiect de hotărâre prin aprobarea documentației, avizare, lucrări, modernizare drumul local în satul Hemiș. Da, modernizare. Modernizare, sigur că da. Și acum s-a schimbat titulatura, e mai stare. Nu. Modernizare e asfaltare, domnule. Da. Nu, să nu confundăm. Am înțeles. Văd că aveți, totuși, am și scăpări. Nu se etanși. Am înțeles. Deci modernizarea a mai avut și luni, două puncte. Da, dar e bine că... Părerea mea ar fi următoarea, a mea, personală. Poate sunt alte probleme mai importante decât completarea cu balast. Aceste completări... Eu facem personale pe care o... Corect. Poate ar fi la 240 milioane vechi, poate s-ar face altceva, pentru că gropi tot. Noi facem aceste lucruri în urma solicitărilor celor din locuitorilor care stau acolo. Cei care stau la șosea e bine. În urma solicitărilor, eu vin și... Iau măsuri. Am delegat o comisie, va fi dată material. În orașul nostru sunt oameni de o factură specială. Deci oamenii care încalcă prin asemenea, traversează asemenea străzi, au reacții... Cuiburi astea, exact. Da. Și atunci omul zice, domne, păi, dar de ce la mine nu-i asfalt și la ăla este? Da, mi se pare că au și dreptate. Un domn de la Fântânele chiar mă punea să făcea calcule cât îl costă reparatul și o să ne trimite nou la primărie. Pentru că nu e asfaltat. Și l-am întrebat când și-a cumpărat locuința acolo. Da, foarte bine. Era asfaltat? Nu era asfaltat. Eu 8 ani de zile am pus balast. Dar lor nu primar, dar nu. Da, cu greu, la 8 ani de zile am făcut. Sau asta. În final s-o asfaltăm. Iar asta e sprijinul. Eu sper că dacă cu 2 euro... Cu sprijinul dumneavoastră... Pe aia de la început. Să găsesc înțelegi la urmă. Și cu sprijinul dumneavoastră putem demara proiectele pe care le-am început și o să beneficieze de asfalt cât mai mult și cât... Cât de mai multe străzi din urmă. Acum urmează asfaltarea, modernizarea, parcă nu se poate. Și acum trebuie să facă asfaltarea. Asfaltarea nu se mai bagă asfaltarea. Pune-i încolo, după cum o poți. Asta e drept. Eu care este 50 de ani sau... Strada care e la 1400 de ani, nu o să fie ultima și o să fie strada cu 3 case. Deci, în strada cu 3 case, plătește că poate că așa la asfaltar, o să mai fie bani asta. O să mai fie, nu știm de ori de câte ori, domnul consilier. Vă dau un exemplu. Comandarea șanțurilor sau deteriorarea drumurilor comunale și sătești, se pot produce ori de câte ori. Sunt ploi, vijelii, intemperii, îngheți, deschezi. Nu, da, depinde de noi. Deci, în final,
la cei care sunt... Suntem ca să le facem condiții de trafic la le-am promis la locuitori, când eram cu toți în campania electorală, că o să ne ocupăm de bunăstarea lor și de... Să punem la vot cu 5. Dar, domnul primar, chestiunea este că oamenii nu înțeleg, dacă au venit mulți în localitatea noastră, că urbanizarea unei localități nu se face deodată. Sunt foarte multe localități, foarte multe orașe care n-au ajuns la stadiul de urbanizare cerut de oamenii de acolo. Pentru că nu s-a făcut. Poftim? De ce n-au ajuns? Pentru că nu s-a vrut. Păi nu că nu s-a vrut. Depinde în mare măsură de ce buget are localitatea. Asta e. Dar nu, Mihaela, sunt localități la Plopană care toate străzile s-au asfaltat. Eu mă gândesc și pe timpul dumneavoastră, deci, dacă se va lăsa ca lumea, aici. Nu mai erau acum, dacă se bătea. Da, nu mai erau găuri acum. Într-un pământ putea fi accesat de fonduri europene. Haideți să supunem la vot. Dacă dumneavoastră nu aveți susținători politici din electoratul dumneavoastră care nu stau pe drumuri sătești și comunale... Nu, nu, nu e nicio problemă. Da, da. Și dar la buget în Hemiu și au fost ani care nu știu tot s-a discutat la Consiliul Județean. Să vă spuneți fiecare părerea. Au fost anii de greșit și nu s-a cheltuit din punct de vedere electiv. Să mai putem să-i cheltuit din punct de vedere electiv. S-au asfaltat 18 km de drum. Asta e. Hai să vezi. Sunt 18 km de drumuri asfaltate în Comuna Hemiuș. Sunt 300 de drum. Puțin cum adică. Cum adică? Puțin. Cum adică puțin? 18 km asfaltați. Așa pot că nu. Da, la unele sunt la nivel de potec, ca un metru jumătate. Haideți să supunem la vot punctul 5. Ce este pentru? Pentru binele comune și binele cetățenilor, votăm pentru. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Hemeiuș numărul 27 din 31.03.2011 cu referire la aprobarea regulamentului local de implicare a publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aveți cuvântul. Bună ziua! Deci, având în vedere articolul 9 din ordinul 2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea metodologiei de informare și consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare de teritoriului și de urbanism, vă rugăm să dispuneți numirea unei persoane din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Hemeiuș, întrucât persoana numită în hotărârea Consiliului Local numărul 27 din 31.03.2011 nu mai lucrează în cadrul instituției noastre. Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului are următoarele atribuții. Coordonează, redactează documentația de planificare a procesului de participare a publicului pe baza regulamentului local adoptat, răspunde de redactarea cetățenii cerințelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare și de semnare a elaborării pentru documentațiile de urbanism, răspunde de redactarea propunerilor și cerințelor specifice necesare incluse în planul de urbanism, de gestionează activitățile de informare și consultare a publicului, este persoana de contact din partea administrației publice locale pentru activitățile de informare și consultare a publicului. Față de cele menționate, solicit modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 27 din 31.03.2013 în sensul numirei doamnei Iojă Diana Monica, responsabil cu informarea și consultarea publicului pentru documentele de urbanism, PUC, PUS și PUT și se va întâlnirea pentru persoanele fizice și juridice. Da, după cum știți, Mihaela Bulău nu mai lucrează la noi din lunarul martie, la 15 martie. În locul dumneei a venit altcineva și m-a trebuit completat, ea avea aceste atribuții. Da. E o chestie bine. Să punem la vot punctul 6. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor piese de mobilier stradal, respectiv 15 stații de maxi-taxi, ce vor fi montate în localitatea Hemeiuș, județul Bacău, și a unor număr de 4 unități de calcul necesare pentru dotarea compartimentelor unității
administrativ teritorial din Iași, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Văzând raportul viceprimarului comunei din Iași, în registrat numărul 6698 din 28-2017, în care se solicită acționarea unui stat de maxitație, ca urmare a faptului că la această dată a crescut numărul de călători care folosesc mijloace de transport în comun respectiv maxitație, ținând cont de faptul că cele actuale sunt vechi și în mare măsură parte dispuse, pentru asigurarea unui spațiu modern și util pentru cetățenii comuni de a aștepta mijloace de transport în comun, în conformitate cu prevederea articolului 36, alineatul 2, literele B și D, alineatul A, litera D, din legea 215 din 23 aprilie 2001, administrației publice locale, supun aprobării Consiliului Local a posibilității achiziționării unui număr de 15 stații de maxitaxi. Și mai am încă expunere de motive, subsemnatul Sava Constantin, având în vedere raportul de specialitate a doamnei Rău Mirelan, consilier superior din cadrul aparatului de specialitate responsabilă compartimentul financiar contabil, care, având în vedere referatele de necesitate înregistrate la numărul 5938 și 5839 și înaintate de către compartimentele de specialitate cu privire la achiziționarea de noi echipamente de calcul, menționăm că aparatele existente au perioadă de funcționare expirată, produc blocaje și întreruperi repetate în funcționare, fiind depășite din punct de vedere tehnic. Solicit Consiliul Local, MEU, să aprobe achiziționarea unui număr de 4 unități de calcul pentru a asigura desfășurarea în bune condiții activități specifice din cadrul primăriei MEU. Unul ne-a mai trebuit la compartimentul achiziții publice pentru domnul Băbălaș, noul nostru coleg, iar trei sunt depășite. Ce sume se alocă pentru 4 unități? Să vedem achiziționarea lor pe SEAF. Nu avem încă... Sau o să vă prezentăm că asta deocamdată și știți cum se procedea în fiecare dată. Iar pentru cele 15 stații? La fel, deocamdată, acordul, după aia o să venim cu licitația și cu prețul și absolut. Nu vă putem, nu avem de unde să știm cine le face, cum le facem. Deocamdată ne-am propus. Adevărul că trebuie, stațiile trebuie, mijloacele trebuie. Numai să nu le mai distrugă cei care... Vandalizat. Deci ne-am propus următorul aspect. Am zis așa, aceste stații să fie amplasate într-o zonă luminată, monitorizată, iar fiecare stație să aibă o plafonieră. În momentul când se aprinde iluminatul stradal, se aprinde și lumina acolo, un bec cât de cât. Și atunci, și cel care stă, poate stă un bătrân, poate stă un copil, nu este urât, iar cel care trece pe stradă o să vadă la ora de erau niște cine copii, era? Sau să vede și de către sistemul nostru de supraveghere, mai ușor. Tot cheltuim, dar măcar să găsăm o soluție. Supunem la vot? Punctul 7? Dacă mai sunt. Suntem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 33 din 26-5-2017 cu referire la implementarea proiectului achiziția unui utilaj multifuncțional pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat al Comunei Hemiș de Sul Factor. Așa, bol de escavator. Da. Subsemnatul Tanțor Iulian, în calitate de viceprimar al Comunei Hemingoș, în conformitate cu prevederea articolului 36 alineatul 2 litera F, din legea numărul 215/2001, administrației publice locale republicate cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții. Asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare socială în domeniul protecției mediului și gospodării apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor. Ținând cont de faptul că OAT Hemeiuș este nevoită să contracteze lucrări de curățare de șanțuri, eliminare de aluviuni depuse pe șanțuri,
drumuri în domeniul public în cazul ploilor abundente sau alte fenomene atmosferice, pentru reducerea cheltuielilor în cazul reabilitării unor drumuri și căi de acces. Propun inițierea și aprobarea unui proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Emilio Jumătate de Ștei din data de 26.05.2017, în sensul înscrierii corecte a denumirii proiectului achiziție bulnă excavator în Comuna Hemeiuș, județul Bacău. Valoarea achiziției va fi de maxim 65.000 euro, la care se adaugă TVA. Anularea articolului 5, caracteristici tehnice are bulnă excavatorului, modificării articolului 4, numărul locuitori pe serenți de 5.617. Deci, valoarea achiziției 65.000 de euro. Am căutat un bulldo excavator să fie un pic mai puternic decât în jur de 100 de cai, da? Pentru că o să folosim și în zone unde, să vă spun sincer, cam greu ajungi cu piciorul. Avem tot versantul care tot timpul avem probleme. Dacă nu erau alții din zonă care să mă ajute într-un an de zile, nu știu cum făceam cu șanțurile și cu problemele care au fost și cu cei cu mediu, vă spun sincer, degeaba vorbești cu omul, într-o parte spune un lucru și când ai plecat de acolo face altceva. Deci avem neapărată nevoie de el la primărie. Deci, ce costă modificarea și completarea hotărârii din 26 mai? Valoarea numărului locuitori și anumarea articolului 4. Iar cred că de la început... Galu. De la început, doamnă, mă scuzați, nu a fost lună să nu pomenim de acest buldor. Asta e fondurile europene. O să-i primim, dar foarte greu. Și să-l luăm de la bugetul local. Poftim? Îl luăm de la buget. Nu de la bugetul local, dar trebuie să avem acordul, să vină măsura, să putem să depunem. Și de la GAL nimic. Deci proiect depus și finanțat din grupul de acțiune local. Deci asta e foarte bine. Da, de ce avem datorile? Excelent. Plătește primăria în prima fază, în primă plată, după care se completează din bugetul GAL-ului. Da. Deci avem nevoie de aer. Domnul Viciu a avut cunoștință, s-a descurcat, dar de acum dacă nu mai avem, trebuie să avem și noi utilajul nostru. Da. Spunem la vot, punctul 8 atunci. Cine este pentru? Unanimitate. Iar aș completa recomandarea propunerea cu Hemeiușul, localitate în curs de dezvoltare care s-a transformat radical. Când propana este localitate închisă și s-au asfaltat niște poate puțuri. S-au asfaltat poate, este adevărat. Eu merg că s-a mai discutat cu... Atât. Au și canalizare și apă. I-am propus lui Diva să se ducă acolo, să se mute la propana. Dar la Hemeiuș la câțiva kilometri, Bacă, nu la 3. Dacă ne permiteți la punctul 9, avem... Un raport care l-am mai discutat și la ședința trecută. Având în vedere cererea 6.506 din 2008-2017 a preotului Vătămânescu Toader, paroh la parohia Liliești, împreună cu Ierodăia și care solicită alocarea sumei de 20.000 de lei pentru încălzire biserică și aer condiționat pentru biserică și casa patricală, în conformitate cu articolul 36.004 din legea 215-23-2001, legea administrației publici locale, solicită întocmirea și supunerea spre aprobarea Consiliului Local a proiectului de hotărâre pentru alocarea sumei de 20.000 de lei către parohia Liliești pe teritoriul Comunii Hemeiuș. Asta este raportul domnului Marius Păvăraș la achiziții publice. Dumneavoastră stabiliți și hotărâți. Dacă cineva dorește... Ce să mai face acolo? S-a spus. S-a dat celor de la parohia Liliești anul trecut suma de 10.000 de lei. Și vor să-și pună o centrală pe gaz. Dar cu 10.000 de lei n-au reușit să-și o pună. Ce să mă... 20 au cerut. Și vrea să pună și am considerat că este necesar, un cred că am mai discutat chestia asta. Doar de vreme sau mai târziu, nu știm, că-i vară sau că-i iarnă, toți o să ajungem pe acolo, pe la Casa Mortoară. Deci am întâmplat asta vară să văd.
Era în luna lui iulie, aici la vecinătate, o căldură extraordinară. Și am zis, nu toți poate își permit sau au posibilitatea să-și aduc un sicriu din ăla cu congelator. Și am zis, ar fi bine pentru comunitatea noastră să punem câte o instalație de aer condiționat în fiecare casă mortoară. Dar având în vedere preotul respectiv cu bani foarte puțini, a făcut lucruri foarte bune și în folos, nu eu sunt prea mare, ca să nu... Le-am spus că nu avem, deci o să, luna viitoare o să vină și părintele catolic ăsta nou, sau cu cașul ăsta de... Da, n-au avut timp și îi discut, au venit la noi, au discutat cu noi, am zis că e prea din scurt, pentru luna viitoare să vină și luna de consolidare. Eu vreau să facă lucruri bune, vreau să facă lucruri fici. Eu zic să aprobăm pe toți alegeri, toți locuitorii au vreo să facă bună tuturor. Sigur că dumneavoastră hotărâți. Mai devreme sau mai târziu, tot o să fim beneficiari. Sunteți de acord cu suma? Sau sunt alte probleme? Este un primar de la Copșa Mică. E plecat pe jos de la Copșa Mică, mâine ajunge în București, e soțit de niște reporteri, trece prin localitățile pe unde și-a făcut el traseul și se realizează reportaje în fiecare localitate prin unde trece el. Și se duce la guvern. Duce la guvern cu niște probleme care le are localitatea Copșa Mică. N-ați vorbit streac și pe aici? Nu, pe da. Traseul lui trece munții și trece pe cap pe cealaltă prin județul din Iași. Dacă pleacă vreun primar dinspre Covasna, probabil că o să vină pe aici. Mai sunt alte probleme?